Asociația Tinerilor Avocați din Neamț, mai nou se numește Asociația Excelsior. Da, această inițiativă rămâne. Am văzut în presă la tribunalul din Arad s-a realizat o astfel de încăpere special amenajată pentru copii și am zis de ce nu să facem și noi în orașul nostru o asemenea cameră. Trebuie să precizez că puține instanțe din România au astfel de camere special amenajate pentru copii, deși anual un număr foarte mare de copii care au probleme în familie vin și au diverse procese, cum ar fi plasamentele, adopțiile, autoritatea părintească, stabilirea locuinței minorilor. Și din acest motiv, Asociația Tinerilor Avocați Neamț, împreună cu Tribunalul Neamț, prin doamna președinte Cristina Florea, am decis să înființăm o sală de audieri pentru audierea copiilor la standarde europene. Considerăm că copilul trebuie să fie adus într-un loc prietenos, să se poată destinde, să se poată deschide față de magistrat, pentru a putea fi analizată speța lui foarte bine și să nu existe probleme pe viitor. Noi sperăm ca pe viitor, prin puterea exemplului, să vedem în mai multe instanțe din România astfel de camere speciale amenajate pentru copii și țin să le mulțumesc pe această cale sponsorilor noștri, Vitamin Aqua, Mob Expert Piatra Neamț, domnului Cătălin Costăchescu pentru minunatul tablou pe care l-a făcut special pentru acest proiect, soților Ilinca și Olivian Bezem, care ne-au ajutat la designul interior, tot ce vedeți aici este gândit de ei, și nu în ultimul rând doamnei președinte, cu care am colaborat foarte bine, ne-a pus la dispoziție o încăpere foarte spațioasă, luminoasă, pe care am reușit să o amenajăm foarte frumos, spun eu. Noi avem un plan să facem la toate instanțele din județul Neamț. Am început cu Tribunalul Neamț pentru că aici sunt cele mai multe dosare privire la minori. Vom încerca în viitorul apropiat, din toamnă, sper eu, să amenajăm astfel de camere și la Judecătoria Piatra Neamț. Tribunalul Neamț inaugurează astăzi camera de consiliu pentru audierea minorilor. Sunt puține instanțe din țară care dețin un spațiu atât de frumos amenajat pentru audierea copiilor, iar acest lucru, în condițiile actuale, din cauza lipsei de fonduri, nu ar fi posibilă fără participarea societății civile. Codul de procedură civilă prevede situații speciale de audiere a copiilor minori în cauze civile precum plasamentul familial, adopție, stabilire locuință minori și alte asemenea cazuri. În aceste situații, judecătorul audiază copilul minor în camera de consiliu. La Tribunalul Neamț se audiază în medie, în fiecare lună, 20 de copii minori. Tribunalul Neamț și Asociația Excelsior, respectiv Asociația Avocaților Tineri din județul Neamț, și-au conjugat eforturile. Tribunalul Neamț a pus la dispoziție spațiul, iar reprezentanții acestei asociații au depus toate eforturile în sensul de a găsi sponsori, au lucrat efectiv în acest spațiu pentru a crea un climat confortabil, un climat prietenos pentru toți copiii care vin în instanță și sunt audiați de judecător. Eu le mulțumesc domnilor avocați Mica Andrei și Costea Cătălin pentru toată implicarea lor, pentru inițiativa în acest proiect. Vreau să menționez că toate obiectele și mobilierul și această pictură minunată de pe perete sunt donate Tribunalului Neamț și sper ca astfel de inițiative să se extindă și la nivelul celorlalte instanțe din județ.